Aș vrea să spun un bun venit musafirilor noștri. Știu că avem un eveniment special, o binecuvântare, și atunci se strâng neamurile în jurul celor binecuvântați, mai ales când ești prima dată bunic. Îi spuneam la Nicu și mie mi s-a spus ce frumos e să fii bunic. Am zis, nu cred până nu văd. Acum pot zice, așa e. Dar cei care ați venit la binecuvântare, aș vrea să fiți binecuvântați în cartea Ezra de Dumnezeu, pentru că noi tocmai pornim în această carte în care celebrăm suveranitatea lui Dumnezeu pe de o parte, libertatea omului pe de altă parte. Dar venim din cartea Iosua și aș pune o întrebare, cum se leagă cele două? Deci am sărit de la Ezra la Iosua. Dacă aveți înaintea dumneavoastră imaginea, vedeți că Iosua este undeva în stânga, este dreptunghiul acela albastru, iar Ezra este undeva la dreapta, aproape de capătul imaginii, secole de istorie între cele două cărți. Cu toate acestea, este o temă comună între ele, intrarea în moștenire. În cartea Iosua se intră în țară, în cartea Ezra se reintră în țară, după 70 de ani de robie. Cu alte cuvinte, această intrare în țară este tema comună care leagă cele două cărți. Dacă aș privi un pic mai atent la cele două cărți, ar trebui să vă duc înapoi până în câmpia Moabului, cu mult înainte de a trece Iordanul. Iosua, în cartea Deuteronom, vine și vorbește poporului despre ce așteaptă. Dar deja în Levitic, înainte de a ajunge în câmpia Moabului, acolo la muntele Sinai, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. După care Dumnezeu se oprește, era undeva la Sinai, înainte aveau Canaanul, în spate aveau Egiptul. Și le spune să nu faceți ce se face în țara Egiptului, de unde v-am scos, și să nu faceți ce se face în țara Canaanului, unde vă duc. Să împliniți poruncile mele, să țineți legile mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziți legile și poruncile mele. Omul care le va împlini, va trăi prin ele. Eu sunt Domnul. Iar în versetul 28 din același capitol, Dumnezeu continuă. Luați seama ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați așa cum a vărsat pe neamurile care au fost în ea înainte de voi. Căci toți cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciți din mijlocul poporului. Păziți poruncile mele să nu faceți nici una din obiceiurile rele care s-au făcut înaintea voastră, ca să nu vă spurcați cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Astea au fost rostite la Sinai, înainte de a porni la drum, înaintea celor 40 de ani, înainte de a intra în țară. Dar Iosua a trecut Iordanul împreună cu poporul, noi ne-am bucurat de toată istoria aceasta, și a ajuns bătrân, gata să predea și el ștafeta mai departe, adună poporul la Sihem și le spune cuvinte asemănătoare cu cele rostite de Domnul prin Moise la Sinai. Puneți-vă toată puterea ca să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la dreapta, nici la stânga. După care le spune, recunoașteți dar în inima voastră, recunoașteți în inima voastră că nici unul din toate cuvintele bune pe care le-a rostit Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit. Toate s-au împlinit, nici unul n-a rămas neîmplinit. Dar ascultați versetul 15. Și după cum toate cuvintele bune pe care vi le-a spus Domnul Dumnezeul vostru s-au împlinit pentru voi, tot așa Domnul va împlini față de voi toate cuvintele rele, până când vă va nimici de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Dacă veți călca legământul pe care vi l-a dat Domnul Dumnezeul vostru, dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei, să vă închinați înaintea lor, Domnul se va prinde de mânie împotriva voastră și veți pieri de grabă din țara bună pe care v-a dat-o El. Dragii mei, noi avem impresia, din pricina faptului că Dumnezeu este îndelung răbdător, că nu-și împlinește cuvintele. Și adevărat, El nu te trăznește astăzi pentru păcatele tale. Îți îngăduie timp să te pocăiești. Dar nu uitați, Dumnezeu este drept și ce zice El face, ce poruncește, ia ființă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu împlinește ce a promis. Și deși au fost rostite cuvintele acestea cu secole înainte, priviți imaginea dinaintea dumneavoastră.
Aveți acolo cartea Iosua, este cartea a șasea din Biblie, într-un fel încheie Hexateuhul, cele șase cărți, care ne prezintă legea, incluzând împlinirea poruncilor, promisiunilor lui Dumnezeu cu privire la țară. Urmează, în schimb, perioada complicată a judecătorilor, mă voi referi la ea un pic mai târziu, la binecuvântare, urmată de perioada Regatului Unit, trei buline galbene. Primul împărat este Saul, al doilea David, al treilea Solomon. Din pricina neascultărilor lui Solomon, Dumnezeu rupe împărăția, 10 seminții la nord cu capitala la Samaria, 2 seminții la sud cu capitala la Ierusalim. În 722, ceea ce a rostit Dumnezeu la Sinai și ceea ce a repetat la Sihem, se împlinește pentru cele 10 seminții. Vin asirienii și duc în robie 10 seminții care nu s-au mai întors în Israel până în zilele noastre, dragii mei. Eu eram în aeroportul din Budapesta când am văzut venind din zona aceea o mulțime de ruși care se repatriau, ruși evrei, până în zilele noastre. Regatul de Sud a mai durat 100 de ani pentru că s-au găsit câțiva împărați care au rămas lângă legile Domnului și au împins în felul acesta revărsarea mâniei lui, deși Manase adusese istoria până la un punct din care nu se mai putea întoarce. Dar a urmat 586, alungarea în robia babiloniană. Dragii mei, cele două momente de criză înseamnă ruperea legământului, ruperea relației dintre Dumnezeu și Israel. Și odată ce Dumnezeu a dat o carte de despărțire poporului său, nu se mai poate întoarce la el. Cu alte cuvinte, în baza vechiului legământ, Israelul nu se mai poate întoarce în prezența lui Dumnezeu, în legământ cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, înainte de 586, anunță prin Ieremia un nou legământ. Un nou legământ împlinit și ratificat prin sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. Priviți istoria, cuvintele Domnului se împlinesc. El nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a zis va face, ce a promis va împlini. Și El a promis poporului la Sinai și la Sihem că neascultarea de Dumnezeu va fi pedepsită cu alungarea din moștenire. Au trecut 70 de ani de robie și suntem în cartea Ezra, o carte a unui nou început. Nu este o intrare în țară, ci o reintrare în țară, o reîntoarcere în țară. După ce 70 de ani Dumnezeu i-a ținut robi la Dumnezeii străini al popoarelor respective. Ezra, capitolul 1, primele 4 versete. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul, m-aș opri pentru o paranteză, în Biblia noastră găsiți expresia Domnul sau Domnul Dumnezeu. Dragii mei, Domnul Dumnezeu nu este un fel de expresie mai complicată. Domnul, înlocuiți-l cu Jehova sau Yahweh, este numele Dumnezeului lui Israel. Dumnezeu este Elohim. Jehova Elohim, cu alte cuvinte, ca să nu avem dubii cu privire la cine conduce istoria, textul spune, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin Ieremia, Domnul, adică Jehova, Dumnezeu, a trezit Duhul lui Cir, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin viu grai și înscris următoarea veste din partea lui. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim și în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Domnului? Imaginați-vă, vestea aceasta plecând din gura lui Cir și dusă prin tot imperiul său, prin toată această zonă populată de mulți robi evrei. Cine dintre voi este din poporul lui Dumnezeu? Dumnezeul lui să fie cu el, să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, din poporul lui Jehova, al lui Yahweh, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere, vite, pe lângă darurile de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Sunt 4 versete care introduc cartea și din care aș vrea să spicuiesc câteva lucruri pe care se le aduc înaintea noastră. În primul rând, ne aflăm într-un anumit
punct al istoriei? Oare unde suntem în istoria acestei planete? În al doilea rând, tot ce se întâmplă în momentul acela se întâmplă ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, prin gura profeților săi. Ce a spus Ieremia? Ce a spus Isaia? Ce au spus profeții de a stârni Dumnezeu prin cuvintele lor Duhului Cir? A treia întrebare pe care aș vrea să construiesc și aplicația pentru noi este: cum a trezit Dumnezeu Duhului Cir? Cu alte cuvinte, cum trezește Dumnezeu Duhul unui om? Și de ce atunci când Dumnezeu a trezit Duhului Cir, preocuparea acestui împărat păgân s-a focalizat pe templul de la Ierusalim, pe casa Domnului? Cum trezește Dumnezeu Duhul tău dacă ești adormit și înțepenit la ora asta? Încalcă oare Dumnezeu voința ta? Cu alte cuvinte, vine o putere la care nu poți rezista, te apucă și te mișcă în direcții pe care nu le-ai visat și nu le-ai ales. Sau Dumnezeu trezește Duhul acelui care se lasă trezit? Așa cum Dumnezeu împietrește pe cel ce se împietrește. Dragii mei, astea sunt întrebări esențiale și astea sunt întrebările la care trebuie să vă frământați răsfoind din ghidul pe Ezra, cei care aveți grupuri, prima lecție. Găsiți ghidurile la secretariat sau le găsiți afară, le puteți lua cu dumneavoastră. Cred că este obligatoriu să revenim la timpul nostru de părtășie, să deschidem ziua, să începem ziua cu un dialog între noi și Dumnezeu. Dați-mi voie să iau prima problemă pe care o ridică sau aduce textul nostru înaintea noastră. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor. Ne aflăm într-un anumit moment al istoriei și dacă revin la planșa pe care ați avut-o înaintea dumneavoastră, observați, am adăugat un al treilea punct, lângă 722, plecarea în robia siriană, 586, plecarea în robia babiloniană, 70 de ani mai târziu, Dumnezeu trezește Duhul lui Cir și El dă un edict în toată împărăția Lui, o poruncă în toată împărăția Lui. Cine dintre voi este din poporul lui Dumnezeu? Este liber să se întoarcă acasă. Cartea Ezra se grefează pe acest moment în care Zorobabel ia vreo 40.000 de evrei împreună cu familiile lor și se întorc înapoi să rezidească casa Domnului. Pentru că casa Domnului a fost pe inima împăratului, pentru casa Domnului a dat împăratul argint și aur și materiale și porunci, pentru casa Domnului să fie zidită la Ierusalim. Dacă aș vrea să conturez contextul istoric, aș înșira câțiva din împărații Persilor. Ia veți înaintea dumneavoastră. În primul rând este Cir, care cucerește Babilonul. El este împărat din 559 sau 49 după unii, dar cucerește Babilonul în 539 și atunci se dă edictul lui Cir. Urmează fiul său Cambises, apoi Dariu, în timpul căruia se termină de zidit templu. Este Xerxes și Artaxerxes. Artaxerxes îi dă, practic, mâna bună de însoțire lui Ezra și Ezra se întoarce la Ierusalim sub el. Deci, asta este perioada istorică pe care acoperă cartea Ezra. Domnul a trezit Duhul lui Cir, dar nu la întâmplare, ci ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin profeții săi. Dragii mei, m-aș opri pentru o scurtă retrospectivă. În cartea Iosua, primul principiu pe care l-am învățat este că promisiunile lui Dumnezeu nu sunt cecuri în alb. El guvernează istoria, este dispus să guverneze și viața ta, fără să încalce sau să încalece voința ta. Ai libertatea să-i spui nu, să spui nu mă interesează nici poporul Domnului, nici planurile lui, nici casa lui, nici Ierusalimul. Sunt bine, mersi, aici în Babilon. Mi-am făcut o brumă de avere în 70 de ani, doar nu o să le las toate, să iau viața de la început. Promisiunile lui Dumnezeu nu sunt cecuri în alb. Și acum mă întorc la profeția lui Ieremia, care trebuia să se împlinească, pentru care Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir. Ieremia, capitolul 29, începând cu versetul 10. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, deci Dumnezeu a măsurat viața acestui imperiu, de îndată ce vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.
Ascultați versetele care urmează. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul. Și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus, în robie, cu condiția să mă chemați și să mă căutați din toată inima. Cu alte cuvinte, odată cu Duhul lui Cir, trebuia trezit și Duhul poporului său. Când te-ai obișnuit cu un mod de viață, dacă mă duc la ai mei în America și întreb, nu veniți în România? Nu mulțumim. Cred și eu. Nu iarnă în California, drumurile sunt bune, viața este așezată, peste tot e ordine și disciplină. De ce să mă întorc înapoi în mizeria din România? O depinde ce urmărești. Dacă urmărești sarmale, atunci poți să stai unde vrei tu, pe planeta asta, unde ți-i mai bine. Dar dacă urmărești casa Domnului, cu alte cuvinte, Dumnezeu a trebuit să trezească mai întâi Duhul oamenilor din poporul său. Și pentru asta, un instrument al lui Dumnezeu a fost Daniel. Daniel era foarte suspus la curtea împăratului, al doilea după împărat sau al treilea după împărat. Și în capitolul 9 veți găsi rugăciunea lui. Este în cel din tâi an, în momentul acela când s-au împlinit cei 70 de ani și Daniel se uită în jur și vede că nimeni din poporul lui nici n-are de gând să miște, să plece acasă. Dragii mei, cade înaintea Domnului în rugăciune și în cerere de iertare pentru poporul său. Citiți, vă rog, superba lui rugăciune din Daniel, capitolul 9. Vine și plânge păcatele poporului său, ia asupra lui vinovăția întregului popor, se luptă cu Dumnezeu ca să se întâmple ceva în duhul celor din poporul său. După ce își cere iertare de la Dumnezeu, îndrăznește să vină cu cererea lui. În versetul 17, ascultă dar acum Dumnezeul nostru rugăciunea și cerile robului tău pentru dragostea ta. Fă să strălucească fața ta peste sfântul tău locaș, sfântului locaș. Era dărâmată de Ierusalim, dragii mei. Îl dărâmase Nebucadnețar cu 70 de ani înainte. Pleacă-ți urechea, Dumnezeule, și ascultă. Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre. Și la cetatea peste care este chemat numele tău, căci pentru, nu pentru neprihănirea noastră, îți aducem noi cerile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează, Doamne, nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea aceasta și peste poporul Tău. Dragii mei, când un astfel de om stă și mijlocește înaintea lui Dumnezeu, cerul se pune în mișcare. La sfârșitul capitolului vine Arhanghelul Gavril cu răspunsul din partea cerului și găsiți o profeție extraordinară despre viitorul poporului său și a cetății lui. Cu alte cuvinte, ca să trezească Duhul poporului, cineva din acel popor trebuie să vină înaintea Domnului, să strige la Dumnezeu, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Dar nu era suficient să trezești Duhul poporului, poporul era în robie. Dumnezeu trebuia în același timp să trezească și Duhul împăratului, care îți dea voie să se întoarcă din robie. Dragii mei, un sistem care s-a clădit pe robia altor popoare, nu-i foarte ușor să renunțe la lucrul acela. Toată economia se blochează. A trebuit să se întâmple ceva extraordinar în inima împăratului ca el să dea drumul robilor săi. Domnul a trezit Duhul lui Cir, împăratul Persilor. Dar întrebarea mea este, cum? Cum a făcut Dumnezeu? Dacă mă uit atent la tiparele în care lucrează Dumnezeu atunci, aș putea descoperi tipare pentru acum. Cred că Dumnezeu trezește în același fel Duhul oamenilor și atunci și acum. Pentru asta v-aș duce înapoi în profețiile Vechiului Testament, la un alt profet care a profețit în 720 și ceva, deci înaintea lui Ieremia cu foarte mult timp. Isaia vorbește despre Cir cu peste 140 de ani înainte ca Cir să se fi născut.
Cir s-a născut în jurul lui 600 înainte de Hristos. Isaia vorbește la 750 înainte de Hristos. Cu peste 140-150 de ani înainte de nașterea lui Cir, Dumnezeu a vorbit despre el. Știți de ce? Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Este Alfa și Omega. El zice și se face, El prevestește și se împlinește ce prevestește. El are trecutul, prezentul și viitorul înaintea ochilor Săi. Isaia 44, versetul 6. Așa vorbește Domnul Împăratului Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul Oștirilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine? Să spună, să-mi dovedească. De când am făcut pe oameni din vremurile străvechi? Să vestească viitorul și ce are se întâmple. Care Dumnezeu poate face lucrul acesta în istorie? Nu este alt Dumnezeu. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Versetul 28. Eu zic despre Cir. El este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templul să îi se pună temeliile. Isaia capitolul 45, începând cu versetul 5. Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine, zice Domnul. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști, îi vorbește el lui Cir. Ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de mine nu este alt Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu am ridicat pe Cir în dreptatea mea și voi netezi cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Domnul Oștirilor. Unul din istoricii evrei, dus la Roma, Iosif Flaviu, spune în cartea lui, vorbind despre perioada aceea, că cei care se aflau atunci în preajma împăratului Cir au citit în auzul lui profețiile din Vechiul Testament. Și acum citez cuvintele lui Iosif Flaviu. Atunci când Cir a citit aceasta și a admirat puterea divină, l-a cuprins dorința și ambiția sinceră de a împlini ceea ce a fost scris. Cir cheamă pe mai mari evreilor și le spune ce are de gând să facă. Dragii mei, dacă Asiria și Babilonul expatriau oameni ca să poată stăpâni asupra lor, Cir a venit și a inversat toată această politică și a trimis înapoi în țările lor, le-a dat înapoi pe dumnezeii lor, i-a ajutat să jidească templele și în felul acesta a câștigat bunăvoința popoarelor. În felul acesta, Cir, de edictul lui Cir, edictul repatrierii evreilor și a zidirii templului de la Ierusalim. Mă opresc să pun din nou întrebarea, cum a trezit Dumnezeu Duhul lui Cir? Dragii mei, Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este agentul creator al lui Dumnezeu, puterea care aduce în ființă, mișcă toate lucrurile. Eu cred că Dumnezeu l-a folosit și atunci, cu toate că încă nu începuse perioada Duhului, abia după Rusalii se va iniția această perioadă, dar Duhul lui Dumnezeu a folosit pe oamenii din jurul împăratului și cartea profeților care a fost deschisă și citită înaintea împăratului și pe care Duhul Sfânt a luminat-o. Ce interesant! Scriptura este numită de Apostolul Pavel ca o sabie cu două tăișuri care face lucrarea în inimile noastre, pătrunde, taie, despică, judecă gândurile, simțirile inimii. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu, agentul creator, împreună cu cuvântul lui Dumnezeu, trezește Duhul oamenilor, îi pune în mișcare, îi face să facă ceea ce Dumnezeu a plănuit și poate lucra prin ei. Cum trezește Dumnezeu Duhul tău și Duhul meu? Duhul oamenilor în ziua de astăzi. Dragii mei, cred că tiparul rămâne același. Oameni mânați de Duhul Sfânt și Scriptura luminată de Duhul Sfânt sunt mijloacele prin care Dumnezeu lucrează la inima ta și la inima mea. Aș vrea să vă aduc câteva exemple.
Mai întâi v-aș duce în dimineața învierii, când mormântul s-a deschis, Domnul Iisus a ieșit din el, femeile au alergat la ucenici, ucenicii s-au strâns în grabă să povestească despre lucrurile astea nemai auzite pe care le-au dus femeile la urechile lor. Cam spre amiază sau dimineață, după masă de vreme, doi dintre ei se hotără să lase toate poveștile astea, să se întoarcă acasă în Emaus, vreo 6 kilometri de la Ierusalim. Pornesc pe drum agale și povestesc despre cele întâmplate în ultimii 3 ani și mai ales în ultimele 3 zile. La un moment dat, un străin se apropie de ei și trage cu urechea și întreabă ce însemnează lucrurile acestea pe care le vorbiți între voi. Ei se întorc nedumeriți, se uită la el și spune Cleopa, cum, tu ești singurul străin în Ierusalim care nu știi ce s-a întâmplat aici în ultimele 3 zile? Ce s-a întâmplat? Întreabă străinul, care nu era altul decât cel înviat, dar textul spune, ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Când ei își aruncă înaintea lui, își despovorează sufletul cu toate visurile sfărâmate, Domnul Iisus Hristos, știți ce face? Ia Scripturile. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este să credeți tot ce au spus prorocii. Și textul spune în Luca capitolul 24, versetul 25 în jos, a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Observați același tipar. Nu știu cine a citit lui Cir cartea legii. O fi fost Zorobabel, o fi fost Daniel, o fi fost vreunul din suspușii din jurul împăratului. Nu știu cine. Adevărul este că cineva a citit cartea profeților înaintea lui Cir. De data aceasta, Domnul Iisus însuși ia Scriptura. El putea să zică, Sesam, deschide-te. Să le deschidă ochii, spune, eu sunt. Dar n-a făcut lucrul acesta. Duhul omului se trezește prin cuvântul lui Dumnezeu, împuternicit de Duhul lui Dumnezeu. Și exact asta face Domnul Iisus Hristos. De unde știu că Duhul celor doi a fost trezit în urma discuției? Știți istoria mai departe. Se înserase pe când au ajuns în sat și gazde bune spune, intră la noi, mănâncă cu noi, aproape spre seară, noptează cu noi. Domnul Iisus intră, se așează la masă, ia o bucată de pâine care aveau, binecuvintează, o frânge și textul spune, la frângerea pâinii, li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar Iisus a dispărut dintre ei. Ascultați cuvintele lor. Ascultați ce se întâmpla pe drum în timp ce Domnul Iisus deschidea Scripturile înaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi? Când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Dovada faptului că li s-au deschis ochii și li s-a trezit Duhul este versetul următor. S-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors în Ierusalim. Dragii mei, nu știu cum au mers din Ierusalim la Emaus. Probabil așa, 2-3 pași, o poveste, 2-3 pași, o poveste. Erau amărâți, împovărați de tot ce s-a întâmplat. Cum credeți că s-au întors în Ierusalim după ce li s-a trezit Duhul? Cred că tot 5 pași odată. Au dat buzna în camera de sus. Până și-au tras sufletul, ceilalți au zis, a înviat Domnul! I s-a arătat lui Petru. După ce și-au tras sufletul, au povestit ce au trăit pe drum spre Emaus și la frângerea pâinii. Dragii mei, același tipar, cineva deschide Scripturile pe care le împuternicește Duhul lui Dumnezeu și se întâmplă ceva în inima ta. Pot sta cu prietenii mei să le spun povești, să rostim glume, să bem cafea împreună. Și asta și are locul lor. Trebuie să vină momentul în care deschizi Scriptura. Pentru că nu cuvintele mele, nu cuvintele tale, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu 2 tăișuri. Cum trezește Dumnezeu Duhul unui om? Dimineața am avut 2 mărturii. Prima, în mod special, mi-a mișcat inima. Îl iubam pe Dumnezeu de mică copilă. Am venit la Cluj, la facultate. Dumnezeu m-a pus în cameră cu o creștină. Apoi am plecat împreună în Franța
Și când intram în bibliotecă, eu luam cartea de care aveam nevoie să-mi scriu eseul. Ea își deschidea Biblia. Mă uitam la ea și nu puteam să pricep. Și eu citesc Biblia, dar nu ca ea. Au început întrebările. Și pe urmă au început să citească împreună Scriptura. Știți ce s-a întâmplat? Azi dimineața a fost înaintea noastră. Și asta se întâmplă cu fiecare om. Dumnezeu trezește Duhul oamenilor atunci când sunt aduși înaintea Scripturii și când Duhul lui Dumnezeu luminează Scriptura în viața lor. Dar aș pune o altă întrebare. Domnul a trezit Duhul lui Cir pentru ceva. La ceva. La ce trezește Dumnezeu Duhul unui om? În niciun caz să faci afaceri mai bune, în niciun caz să zbârneie mai bine călcâiele prin bucla asta fără șira deșertăciunii, Dumnezeu are un singur lucru de făcut în universul nostru. Zidește casa Lui. Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir pentru ca să fie rezidită casa Lui la Ierusalim. De atunci au trecut, dragii mei, milenii. Milenii. Aș vrea să priviți împreună cu mine doctrina casei Domnului. Pot împărți toată această istorie lungă care a pornit de pe undeva de la Sinai, când s-a construit cortul, apoi temple de la Ierusalim, o pot împărți în două. În prima parte, înaintea crucii, am templele de pietre. În a doua parte, am templele de pietre vii. Temple de pietre, temple de pietre vii. Cu alte cuvinte, dorința lui Dumnezeu a rămas aceea și El trezește Duhul tău și Duhul meu pentru acela scop, doar că templul este altfel, este diferit. Este un templu de pietre vii. Un templu de pietre vii. Cu alte cuvinte, casa lui Dumnezeu suntem noi. Aș vrea să vă prezint un om al cărui Duh l-a trezit Dumnezeu și nu l-a mai putut opri absolut nimeni și nimic în această slujbă a zidirii casei Domnului. Și el avea Duhul mort, amorțit, înghețat și din pricina morții din el era cu scrisorile de acreditare în mână să meargă să distrugă casa lui Dumnezeu chiar și în Damasc, Saul din Tars. Acolo, pe drumul Damascului, nu a Emausului, a Damascului, întâlnește Domnul Iisus cel înviat, exact ca și pe cei doi. Și în întâlnirea aceasta se întâmplă ceva, dragii mei. Este dus de Duhul lui Dumnezeu în pustie, în pustia Arabiei, și timp de 3 ani de zile, acea sabie cu 2 tăișuri lucrează în inima lui și se întâmplă ceva în Saul din Tars, ceva ce nu l-a mai putut opri nici măcar Satana prin toate instrumentele lui. Uitați-vă la durerea lui când vede pe alții dărâmând casa Domnului pe care el o zidea. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 23. Sunt ei slujitori ai lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdie de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată s-a sfărâmat împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am stat în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab să nu fiu și eu slab? Cine arde, cade în păcat, ca eu să nu ard? Te uiți la omul acesta care avea foarte mari perspective dacă nu s-ar fi întâlnit cu Hristos, dacă nu i-ar fi fost trezit Duhul lui. Foarte mari perspective. Citiți capitolul 3 din Filipeni. Sau Galateni, capitolul 1. Mai înaintat decât cei din neamul meu de o vârstă cu mine în religiunea iudeilor. Pavele, de ce? Pavel ți-ar zâmbi sau uita în ochii tăi și ți-ar răspunde simplu. Pentru că biserica sau mireasa lui Hristos
este singura realitate după care a venit Fiul lui Dumnezeu, pentru care s-a întrupat, a suferit, a murit și a înviat. Este tot ce vrea să culeagă Dumnezeu de pe planeta noastră pângărită de păcat. Este tot ce va ridica din potopul mâniei Lui. Arca care e Hristos cu cei care vor fi crezut în El. Dragii mei, lucrurile materiale pe care Dumnezeu ți le-a pus în mâini, le poți privi în două feluri. Ca un scop în sine și vei alerga de dimineața până seara și vei zice mereu în timp ce apuci deșertăciunea cu pumnii, un pic mai mult, un pic mai mult, un pic mai mult. Sau le poți privi ca un mijloc spre scop. Scopul este unul singur. Nu ți-l fixezi tu, nu-l fixez eu. L-a fixat Dumnezeu în planul lui etern și a venit Fiul Său să pornească acest plan ca tu și cu mine să ne dăm Lui ca să poată să-și desăvârșească planul prin noi. Scopul Lui este casa Lui Dumnezeu. Nu știu dacă faci parte dintr-un grup. Începem o carte nouă. Este o bună ocazie să-ți iei inima în dinți, să spui deoparte două zile în fiecare săptămână pentru grup și o jumătate de oră în fiecare zi ca să-ți completezi întrebările. Dragii mei, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În jurul lui Cir a fost cineva care a deschis scripturile pentru că a știut cum să o facă. Ești unul din acela care știi cum să deschizi scripturile înaintea prietenilor tăi? Dacă nu, e cazul să pui mâna pe Biblie, să te bucuri tu de ea mai întâi, să poți da altora. În prima lecție aveți câteva întrebări care nu sunt foarte comode, dar sunt esențiale pentru fiecare dintre noi. Prima întrebare, dragii mei, aplicativă. Cum pot ști dacă am Duhul treaz sau nu în ce privește planul lui Dumnezeu? Ghidul pentru evrei, aveți afară sau la bibliotecă? Îl puteți lua pentru fiecare membru din casa voastră și din grup. O a doua întrebare. Care crezi că sunt piedicile în calea trezirii Duhului tău? Interesant este că Duhul sau Dumnezeu nu vine în Imperiul Persan și pune o teluță pe fruntea tuturor evreilor și le trezește Duhul automat. Nu se întâmplă așa. Foarte mulți dintre evrei nu s-au întors. N-au zidit casa Domnului, n-au fost interesați până în ziua de astăzi de casa lui Dumnezeu de la Ierusalim. Care sunt lucrurile care împiedică trezirea Duhului tău de către Dumnezeu? Uitați-vă la cele trei valuri de repatrieri. Zorobabel, cu el se deschide cartea Ezra 538. Capitolul 7, Ezra 458. Cât timp a trecut de la Zorobabel la Ezra? Aproape 70 de ani? Cred că atunci când Zorobabel s-a întors, Ezra era mititel. Atunci învăța probabil Shema Israel, ascultă Israele. Dar între timp a crescut un cărturar care și-a adâncit privirile în Scriptură și s-a hotărât să învețe pe alții legea Domnului. Neemia, 445 înainte de Hristos. Un secol. De ce nu s-au întors toți evreii deodată? De ce n-a trezit Dumnezeu Duhul tuturor deodată? Dragii mei, Domnul împietrește pe cel ce se împietrește și Domnul trezește Duhul celuia care își lasă Duhul trezit. Ca să-ți lași Duhul trezit, trebuie să-ți faci timp pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Ca Duhul lui Dumnezeu să poată mânui sabia în viața ta. Cum trezește Domnul Duhul unui om? Folosind oameni mânați de Duhul Sfânt și o Scriptură luminată de Duhul Sfânt. Cum trezește Domnul Duhul unui om? Folosind oameni mânați de Duhul Sfânt care au în mână o Scriptură luminată de Duhul Sfânt. Așa a făcut și așa face. Ascultați cum își începe Pavel partea aplicativă din Romani. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu sau ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu și până continuă textul. Dacă nu te-ai întâlnit cu îndurarea lui Dumnezeu, dacă nu ți-ai făcut timp să citești primele 11 capitole din Romani, unde ai pus înaintea ta
în cel mai frumos și glorios mod Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui care crede. Dragii mei, nu te aștepta ca Duhul tău să poată fi trezit, nici măcar de Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Observați, când Duhul ți s-a trezit, îți aduci trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Dar unde l-aduc? Pe altarul zidirii trupului lui Hristos. Citiți, vă rog, primele 8 versete din Roman, capitolul 12. Trupul este unul singur. Tu și cu mine suntem mădulare ale acestui trup. Cu alte cuvinte, mădularele se ajută unele pe altele. Pe mine mă doare umărul drept de o bună vreme. Ce m-aș face fără mâna stângă să o maseze un pic? Asta înseamnă, suntem mădulare unii altora. Mă duc să fac focul și când vin afară începe să râdă nora de mine, aia mică, pentru că sunt cu funingine pe față. Ce m-aș face să dăm doi ochi să mă privesc în oglindă și două mâini să spele fața? Ăsta este trupul lui Hristos. Nu contează că ești degetul mic sau degetul mare sau mâna stângă sau mâna dreaptă sau creier sau picior. Întrebarea este dacă îți împlinești sau nu menirea. Dacă faci ceva, te interesează sau nu te interesează Duhul trezit sau inima lui Dumnezeu. Dragii mei, dovada faptului că faci parte din poporul lui Dumnezeu este că te interesează ce se întâmplă cu trupul lui Hristos. Ascultați ce spune Domnul Iisus. Eu sunt vița, tatăl meu este vierul, voi sunteți mlădițele. Dar n-am nevoie de orice fel de mlădițe. Mlădița care este în mine și n-aduce roadă, vierul o taie și o aruncă în foc. Cu alte cuvinte, dacă faci parte din poporul Dumnezeu și este Duhul trezit, trebuie să ai povara pe care Dumnezeu o poartă pe inimă și pe inima ta. Povara zidirii casei Lui, a lărgirii, a zidirii trupului Lui. Fiecare dintre noi avem doar două opțiuni. Aduceți-vă aminte de pilda talanților sau de pilda polilor. Stăpânul ți-a pus în mână averea lui. Tu poți face două lucruri. Fie să pui în negoț ce ai primit, fie să învelești în ștergar și să aștepți venirea lui ca să-i dai înapoi ce este a lui. Ți-aduc aminte de ceea ce vei auzi din gura lui. Legați-l și aruncați-l afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Dovada faptului că faci parte din poporul Dumnezeu și că Duhul ți-a fost trezit este povara de a vedea casa Domnului zidită. Nu-i vorba de pietre, ci vorba de oameni. Casa Domnului începe cu familia mea, cu copiii mei, cu nepoții mei. Se lărgește în cercul mai larg în care m-a așezat Dumnezeu, dar este povara pe care trebuie să o port pe inimă. Oare am Duhul trezit? Cum răspunzi la întrebarea asta? Este invitația pentru săptămâna care stă înaintea ta. Stai și te frământă-te cu ea. Și apoi adună-te cu frații tăi și discutați lucrurile acestea.